întâmplă asta, v-am spus că se întâmplă, nu? De ce? De și ce? Am avut dreptate. Ce s-a întâmplat? Păi așa trebuie, așa trebuie să fie înăuntru. Cum să fie ei înăuntru și eu să fiu afară? O persoană simplă. Nimic. Absolut nimic. Au găsit un încărcător și cartușe de pistol? Absolut nimic. Ai deținut un pistol? Nu, nu, nu. De ce te-au reținut? Polițiștii au descins noaptea trecută în casa lui Ștefan Alexandru. Oamenii legii au percheziționat fiecare colțișor în căutarea pistolului cu care bărbatul ar fi amenințat în discotecă, în noaptea scandalului de la DETA. Sunt niște mincinoși, față te minte pe față. Nu e vinovat, nu este vinovat cu nimica. De ce i-au spus, doamne, de ce îl rețineau? Nu se știe, deocamdată până mâine, o să mâine o să dea drumul sau nu se știe. Au găsit în casă ceva? N-au găsit nimica, ce să găsească? Stați lângă. Nu, ce să găsească? Nimica. Nu au avut niciodată, niciodată, este nevinovat. Sunt niște mincinoși polițaia de la Timișoara, că ne-au chemat, am fost la pașapoarte și au venit, ne-au chemat, ne-am întors acasă cu copiii și au zis, hai să vă dau pașaportul și l-au arestat direct. La noi nu au găsit nimica, domne, este fratul meu, nu au avut nimica în casă, să știe. Și polițaia au văzut, uitați ce au răvășit aici. Și la copii, vai și am arut, au distrus tot. Dar la ei acasă nu au făcut așa ceva. Și nu au făcut așa percheziție cum au făcut la noi. Nu au găsit nimic, polițiști, doamne. Nu au găsit nimica, domnule. Dar ce căutau? V-au spus ce căutau? Au zis că este pistoale în casă, dar de unde? Nu este nimica, domnule. Dar a avut să-ți urmează vreodată? Nu, niciodată. Dacă avea, dă-i seama că se apăra, nu? Cum? Nu aceeași variantă o au și polițiștii care au găsit un toc de pistol și două cartușe în casa suspectului. Începerea urmăririi penale față de una dintre persoanele implicate în scandalul din localitatea Delta. În acest sens s-a efectuat o percheziție domiciliară, ocazie cu care polițiștii au găsit un încărcător și mai multe cartușe, care urmează să fie supuse expertizării. Ștefan Alexandru în acest moment are un apărător din oficiu. Acesta consideră că descoperirea cartușelor și a încărcătorului nu are nicio relevanță din moment ce lipsește pistolul. S-a efectuat percheziția la ambele domicilii al vinuitului, așa nu au fost găsite obiecte contundente sau bunuri, așa, cu excepția a două cartușe la încărcător și în rest... Nu, un încărcător cu două cartușe. Asta înseamnă că avea un pistol, pentru că altfel ce să facă? Aici a spus un încărcător cu două cartușe. Nu s-a găsit pistol. Bărbatul a fost prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă. Este acuzat de aceleași infracțiuni ca și fiii primarului din DETA, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea liniștii și ordinii publice.